Salutare tuturor! Bun venit pe canalul meu de YouTube, Electric Life. După cum știți, canalul meu prezintă cam ce facem la muncă, cam ce fac eu la muncă în fiecare zi. Bine, nu filmez în fiecare zi, dar ar fi cam plictisitor. Și astăzi o să vă arăt 5 modele de lămpi de avarie. Așadar, să începem cu cel clasic, care le știe toată lumea, cu poză, cu nenea care fuge în toate direcțiile. Este acesta, care știe toată lumea, doar că acesta este cu sistem DALI. Avem și conexiunea DALI împământare fază nul. Iar aici se conectează la mufa roșie acumulatorul de rezervă. Firma este Zumtobel Lighting GmbH din Austria. Avem încă două lămpi de avarii, două modele, tip spot. Acesta este un model antipanică. Acesta este un model normal, tip spot, care are pe LED o lentilă care distribuie de-a lungul culoarelor, colidoarelor lungi, lumina în lung. Iar cel antipanică se montează în holurile mai mari. Ea are o lentilă plată, doi bulbi, care răspândește lumina 360 de grade. Același sistem de conectare. DALI, împământare, fază nul. Este o mufă dublă ca să putem conecta în paralel următoarea lampă. Așadar, acestea sunt modelele tip spot care se montează în plafon. Iar ca să nu rămână aprinse, aici avem un contact, un jumper, care trebuie scos. Este o punte între două contacte. Și acum vă prezint alte două tipuri. Două tipuri de lămpi de avarie suspendate, care vin suspendate pe o tijă sau pe un suport. Acesta este lentila care răspândește de-a lungul culoarelor în lung. Aceeași conexiune, nul, împământare, fază, sistemul DALI, plus minus. Avem cablu 5x1,5, așadar va veni albastru, verde, galben, maro, gri, negru. Modelul ăsta suspendat este simplu, cu o carcasă simplă.
iar modelul antipanică suspendat practic este identic, diferă doar lentila. Acesta este antipanică și răspândește 360 de grade lumina, iar la carcasă, carcasa este dublă. Avem și acumulatorul de rezervă care se conectează aici. Bineînțeles, va trebui scoasă și aici acel jumper, acel contact, ca să nu rămână aprins în continuu. Sistemul DALI, în tablou principal avem un controller care, bineînțeles, controlează lămpile și comută de pe sursa principală pe sursa secundară în cazul în care avem o avarie și luminile cad. Cam asta cu cele 5 tipuri de lămpi de avarii. Bun. Pe data viitoare atunci. Ciao, ciao.